pleacă mai la deal. Un dezastru pentru băieții ăștia. O ploaie torențială de doar câteva minute a inundat peste 10 locuințe, 80 de gospodării și mai multe hectare de pământ pe raza localităților Vasluiene, Banca și Iepureni. 70 de centimetri era afară și în casă. Totul plutește. Cum e afară, așa e și înăuntru. Măl, asta este. Nu trebuie peste linie, mă, la pod, mă, că nu vreau râpa de la banca asta. În copaș, fii mult, mult copaș. Dar n-are un suc să am de apă. Nu sunt mult, nu. O sunt mult un loc din Rădășină. Și în zona la strântură plouat în jur de 7-7 de litri, zeap doamna Bizim, și la ăla sălțioară aici vreo 58. Pentru a scoate apa din gospodăriile localnicilor au fost solicitate mai multe echipaje de pompieri. Autoritățile vasluiene sunt în alertă, județul fiind sub cod galben până sâmbătă.